Într-o zi super caniculară, deci erau vreo 38-39 de grade înăuntru, cred că fai de cap, de-abia puteai respira și zice-mă, la sală nu stai, face fort. Și a fost bine, na, bineînțeles n-am băut nici apă, nici tu mânca, nici nimic. Și m-am despărțit de o prietenă cu care mai stăteam la povești până când mi s-a rupt filmul. Știu că m-am simțit rău, am început să merg așa, zic, oh, dar nu mă opresc, dar sunt aproape de casă, o să ajung imediat. Și știu că am pus mâna așa pe o mașină să mă sprijin un pic de ea și de acolo mi s-a rupt filmul că n-am știut. Dar atâta știu că am picat ca valiza. Și acum, dacă te uiți cu atenție, se mai vede un pic, dar acum deja foarte, foarte atent trebuie să te uiți ca să mai vezi. Am avut aici un semn că am căzut fix cu fața, cu capul jos, am dat, pe burtă am picat. Așa, cumva m-am zdrălit. Și mi-aduc aminte că un bărbat striga la mine să mă trezesc. Și atâta. Și prietena aia mea, ea era cu mașina, așa că ea a crezut că au vreun copil pe acolo pe jos și ea s-a dat jos să vadă ce copil a căzut pe stradă. Că a văzut ea ceva pe jos. Și când acolo eram eu, știu că s-a adunat lume, că îi auzeam, dar nu îi vedeam. Și toți ziceau, sună la ambulanță, nu sunați, eu mă duc acasă. Puh, și iar turnau ei apă pe mine, mai dădeau un pic de apă, nu știu ce, dar nu vedeam nimic. Și nu, că mă duc acasă. Puh, iar... Și am ajuns la urmă.